Orașul Iași are din nou motive de mândrie. Un tânăr absolvent al Colegiului Național Costache Negruții din Iași a obținut o performanță remarcabilă, fiind admis primul pe lista prestigioasei Academia Forțelor Aeriene Henry Coandă din Brașov. Numele lui este Denis Ștefan Ciobanu, în vârstă de 19 ani, și este pasionat de aviație încă din copilărie. Tânărul ieșean a muncit neobosit pentru a-și îndeplini visul de a deveni pilot. După absolvirea examenului de bacalaureat cu rezultate deosebite și trecerea cu succes a tuturor probelor de admitere la Academie, Denis Ciobanu se pregătește acum pentru o carieră plină de provocări și pentru viața de student militar. Tânărul a fost motivat și disciplinat în parcursul său, iar pasiunea sa pentru științele exacte l-a orientat spre cariera de pilot. Pasiunea mea o am de când sunt mic, pentru că de fiecare dată când vedeam un avion pe cer așa, mi se părea foarte interesant și mi-a surâs mereu ideea asta de pilotaj în sine. Și dorința asta în sine am definitivat-o în clasa 10-a, când am aflat ce se dă cu exactitate la Academie. Se dădea matematică, engleză și informatică, ceea ce mie chiar îmi plac foarte mult. Mie mereu mi-a plăcut științele exacte și am văzut asta ca pe oportunitate să-mi îndeplinesc visul. Eu, în mod propriu-zis, m-am apucat în clasa 10-a de învățat, mai intens și strict pentru ce-mi trebuie mie la Academie, dar și până în momentul acela era un elev silitor și învățasem la matematică și la informatică și nu mi-a venit foarte greu să învăț și mai bine și să aprofundez. N-a fost ușor, a fost destul de dificil pentru că trebuie să fac anumite sacrificii. Normal că am sacrificat din timpul pe care îl petreceam de obicei cu prietenii pe afară, dar nu este nicio rușine să petreci mai mult timp învățând acasă pentru visul tău în loc să te vezi cu prietenii. Sincer, prima reacție am început să plâng. Când am văzut că-s primul pilistă, chiar am început să plâng și părinții s-au bucurat nespus de mult, fix când am ieșit acolo din sală. Eu nu mai zic, da, când am văzut acolo că mi-a pus șablonul și era aproape perfect. Și da, un sentiment care mă face să continui. Selecția riguroasă la Academia Forțelor Aeriene nu l-a descurajat pe Denis, care a înfruntat cu determinare probele fizice, scrise și psihologice. Performanța sa remarcabilă la aceste evaluări l-a plasat în fruntea listei de admitere, fapt care a fost întâmpinat cu emoție și mândrie. Denis Ciobanu așteaptă începerea cursurilor la Academie, fiind pregătit să-și îndeplinească visul de a îmbrăca uniforma militară și de a deveni un viitor pilot de succes.